Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Blitzkrieg adevărat în jurul Procuraturii Generale. Practic în 24 de ore am asistat la reținerea procurorului general și la numirea unui procuror general interimar. Candidatura lui Dumitru Robu a fost aprobată cu o oră în urmă de către președinta Maia Sandu, dar în același timp ne transmite Moldova Gaz să închidem robinetele, că s-ar putea să nu avem cu ce ne încălzi. Noi ne gândeam că o să le închidem de la prețul mare, dar iată că încă nu s-a majorat prețul, dar deja ar trebui să închidem robinetele. Discutăm aceste subiecte, dar și altele, în această seară cu invitații noștri. Alexandru Slusar a fost deputat, Alexandru Petkov, jurnalist, Dumitru Alaiba, deputat, și Anatol Țăranu, analist politic. Iar prin Skype este cu noi ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko. Bună seara, domnilor, și bine v-am regăsit! Bună seara! Bună seara. Domnule Litvinenko, vreau să încep cu dumneavoastră, să discutăm despre ce s-a întâmplat ieri și astăzi, și vreau să vă întreb dacă ar trebui cumva să vă felicit, pentru că, iată, ceea ce ați solicitat, ceea ce ați cerut în ultimele două luni, trei chiar, până la urmă, iată, s-a făcut. Procurorul general este suspendat și reținut, avem un procuror general interimar. Este ceea ce v-ați dorit sau mai avem încă? Bună seara, domnule Cozier, bună seara invitaților, bună seara telespectatorilor. Nu știu dacă este foarte corect formulată întrebarea, mai degrabă este ceea ce și-au dorit cetățenii Republicii Moldova și au expus-o de două ori în cadrul unor alegeri. Ei vor dreptate, ei vor ca instituțiile statului să aplice legea și cei care fură această țară să ajungă la pușcărie. Evident că procuratura, din păcate, mai ales în ultimul an, nu a fost o astfel de instituție, dimpotrivă, a fost o instituție total ineficientă. Hoții ieșeau într-o veselie din pușcărie și evident că lucrul ăsta nu poate să aducă satisfacție poporului, pentru că oamenii își doresc dreptate, prin dreptate ei asociază sau dreptatea aduce bunăstare. Nu se poate altfel. Domnule Litvinenko, să înțeleg că de astăzi va fi mai multă dreptate în Republica Moldova? Eu sper să fie așa. Cert este că se pornește într-un nou drum și sigur că asta depinde de foarte mulți factori, dar eu sper că lucrurile vor merge altfel. Vorbim de un interimat, nu știu cât va dura el, dar până la urmă eu zic că este bine că s-a ajuns aici, pentru că altfel oamenii nu ne mai înțelegeau. Bun, vreau să vă întreb de acest interimat, sunt șanse să-l revedem pe Stoianoglu în funcție sau epoca Stoianoglu la Procuratura Generală s-a încheiat? Nu cred, dar eu nu cred că nici domnul Stoianoglu are planuri. Eu, din cât știu, domnul Stoianoglu are planuri politice, nu știu, își face partid, devine lider. Păi da, stați un pic, domnul Litvinenko. Păi el a fost reținut și s-au adus acuzații grave. Eu ce să înțeleg? Se duce și face politică sau va avea treabă cu procurorii? Nu, dar ce, la noi este pentru prima dată, a fost Plahotniuc care a făcut politic. Este Șor care face, din păcate, încă politic. Păi, domnule ministru, dar au venit vremurile bune. Au venit vremurile bune, avem schimbări la Procuratura Generală, parcă ar trebui să ne așteptăm la altceva, nu? Da, evident, este logic. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă revine. Eu am pornit din perspectiva lui, pentru că ultima perioadă, cel puțin ultima lună,
El, Stoianoglu, era mai mult polițian decât procuror. El își ia zilnic cu briefing-uri, spunea minciuni, mai ceva ca polițien de genul Dodon. Dar dincolo de asta, evident că o persoană care, în raport cu care există atât de multe suspiciuni, nu ar avea ce caute în politică dacă instituțiile statului și-ar face treaba. Bine, eu vreau să fac o precizare. Nu sunt eu în măsură să dau verdicte, să spun că el este vinovat. Există prezumția nevinovăției. Cert este că în raport cu activitatea sa au existat multe întrebări. Și apropo, ceea ce a făcut Lean Carp nu este nimic nou. S-a tot spus și înainte, dacă vă aduceți aminte, colega mea din fostul parlament, Inga Grigoriu, a tot făcut sesizări. Acum doar cat legea, atât. Anterior pur și simplu se bloca. Deci Dodon acoperind aceste instituții ale statului, blocau toate aceste proceduri. După alegeri, lucrurile, schimbarea a devenit cumva posibilă, dat fiind faptul că unele instituții au văzut că există voință politică pentru a face schimbări în sensul de a nu mai trece cu vederea încălcările foarte clare de lege. Inclusiv lucrul ăsta este valabil în cazul Consiliului Superior al Procurorilor. Dumitru Robu este procuror general interimar. A fost propunerea dumneavoastră? Vi l-a asumați într-un fel partidul de guvernare? Eu am răspuns la această întrebare. În discuții au fost mai multe candidaturi vociferate, inclusiv eu am enunțat, am impresia, această candidatură. Într-un final au rămas doi și iată că din doi cu votul a 7 membri a fost ales domnul. Dumneavoastră ați votat pentru Robu, nu? Domnul Cozer, pentru că a fost mai multe speculații la o așa numită politizare. Deci eu pe domnul Robu nu-l cunosc decât în Parlamentul Republicii Moldova, atunci când el venea să ceară ridicarea imunității. Deci îl vedeam la început în plenul Parlamentului, după care, fiind președintele Comisiei Juridice, îl vedeam la ședința Comisiei Juridice prin argumentarea necesității, oportunității ridicării celor imunități. Dosare și imunități ridicate care sub sau pe timpul domnului Stoianoglu cam toate au fost puse la murat, au fost închise. Deci, practic, noi acele imunități pe care le-am ridicat, degeaba le-am ridicat, pentru că sub conducerea domnului Stoianoglu, toți cei pentru care, în raport cu care am ridicat imunitatea, au fost eliberați, au fost absolviți de orice răspundere. Da, domnul Stoianoglu chiar a spus cu text deschis că au fost dosare fabricate și la Apostolova și Tauber și la Vlad Cebotari. Vreau să vă întreb, neastră, l-ați votat pe Dumitru Robu sau nu? Da, l-am votat. Deci să înțeleg că dumneavoastră sunteți mulțumit de activitatea lui din 2019, de vreme ce ați votat acest candidat. Nu știu dacă mulțumit, domnule Cozer. Cert este că în 2019 s-au făcut anumite mișcări, anumite progrese pe unele chestiuni. Cel puțin noi am aflat despre mai multe lucruri, despre mai multe fără de lege, dar ceea ce a urmat, din păcate, a fost cu mult mai rău decât ceea ce s-a întâmplat în 2019, pentru că, din nou, vreau să repet aici, sub conducerea lui Stoianoglu, Procuratura Generală nu a luptat cu hoții, s-a dovedit a fi o procuratură absolut ineficientă, care cel mai probabil are sau avea relații cu grupurile oligarhice. Când vom avea și un procuror general plenipotențiar, cât vom sta? Pentru că legislația, din ce știu eu, prevede maxim 12 luni cu interimar, nu? Da, este maximum 12 luni, interimatul în cazul suspendării.
Nu știu. Există proceduri. La început funcția trebuie să fie vacantă și doar în momentul în care funcția este vacantă pot să inițiez un concurs. Dar cum poate să devină funcția vacantă? Printr-o demisie a domnului Stoianoglu sau prin o condamnare acestuia? Cum va deveni funcția vacantă? Sunt mai multe situații, inclusiv demisie, inclusiv condamnare, inclusiv eliberarea din cauza unei evaluări necorespunzătoare, inclusiv aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru abateri disciplinare foarte grave. Deci sunt o serie. Deci eu să înțeleg că evaluarea va merge totuși în continuare a lui Stoianoglu. Nu este exclus. Nu este exclus. Eu am văzut în rândurile juriștilor o astfel de opinie că inițierea unei proceduri disciplinare este obligatorie după ce s-a întâmplat și după ce s-a decis la nivelul... Dar cine, tot CSP-ul trebuie să inițieze această procedură? Nu, se inițiază conform legii de către 3 sau 4 membri printr-o sesizare, se constituie o comisie din 5 membri, această comisie face analizele corespunzătoare, transmite către Consiliul propunerea și Consiliul Superior Procurorilor ia decizia finală. Din ce înțeleg eu, nu vom avea prea curând un procuror general în funcție și vom sta cu un interimar. Vreau să contează, domnule Cozier, ca instituția să devină funcțională, evident, și eu am spus de mai multe ori lucrul ăsta, în cazul unor astfel de instituții, cum este procuratura, nu contează că tu trebuie să ieși zilnic în briefing-uri pentru a câștiga încrederea oamenilor. Tu trebuie să taci mai degrabă, nu ieși în briefing-uri, dar tu să lucrezi sau să arăți ceea ce faci tu prin intermediul dosarelor pe care le instrumentezi, pe care le trimiți în judecată, în care obții condamnări, cel puțin așa s-a întâmplat în alte țări. Doamna Chioveși, de exemplu, nu ieșea zilnic în conferință să spună că acela e rău sau acela e rău. Direcția Națională Anticorupție a obținut suportul oamenilor prin faptul că a avut procurori curajoși care nu s-au temut să meargă împotriva persoanelor cu funcții înalte în stat și iată prin aceasta a adunat o încredere extraordinar de mare din partea poporului român. Până la, în această perioadă de interimat a lui Dumitru Robu, mai ales că ați pomenit DNA-ul, să ne așteptăm la modificări de legislație în privința procuraturii mai serioase, spre exemplu, comasarea Procuraturii Anticorupție cu CNA în DNA, cum se discută? Sau... Avem așa ceva în program, domnule Cozier. Avem și în programul de guvernare, avem și în planul de activitate a guvernului. A fost de altfel și o propunere pe care noi ne-am asumat-o când eram încă în blocul acum. Eu cred că trebuie să facem inclusiv ajustări de ordin instituțional, în afară, evident, de calitatea oamenilor care exercită anumite funcții, contează și organizarea instituțională. Este important să avem o singură instituție care luptă exclusiv cu corupția mare, care are procurori onești și integri, care au tot instrumentariul necesar, care au resursele umane necesare, financiare, independența necesară și doar așa putem să avansăm în sensul luptei cu corupția sau cu marea corupție. Bun. Domnule Litvinenko, o ultimă întrebare. Iarăși se discută foarte mult de necesitatea unui procuror european. Pentru ca să nu mai existe dubii, că vedeți, întotdeauna se găsesc prieteni, schelete, dacă l-am aduce bănuiesc din altă parte, poate ar exista mai puține suspiciuni. Ce șanse totuși sunt să avem, iată, acel procuror european de care discutăm de atâta timp? Nu exclud, domnule Cozier, nu exclud o astfel de opțiune. Ok. Dar, evident, important să existe rezultate, asta e cel mai important.
Totuși, dar nu exclud o astfel de opțiune. Asta mai ales că noi am predat pentru ea. Asta chiar e ultima întrebare. Când începe evaluarea extraordinară sau externă a procurorilor? Deci evaluarea externă și extraordinară, noi suntem în discuții cu partenerii externi, trebuie să conștientizăm un lucru. Această reformă nu poate avea loc în mod eficient în momentul în care noi nu avem o susținere plenară a partenerilor încă la etapa elaborării legii. Pentru că implementarea unei astfel de legi, așa cum a arătat practica Albaniei, Ucrainei, poate avea loc doar cu sprijinul comunității internaționale. Și acum suntem la etapa când coordonăm conceptul și după ce avem feedback pozitiv pe concept, atunci procedem la elaborarea proiectului de lege, îl expertizăm la Comisia de la Veneția, este obligatoriu chestia asta, după care aprobăm prin guvern și ulterior el merge la Parlament. Deci este un proces pe care trebuie să-l pregătim, pentru că altfel el poate comporta anumite riscuri pentru sistem, pentru sistemul nostru de justiție, așa cum este el, și am putea să ajungem la blocaje. Noi nu ne dorim lucrul ăsta, noi vrem să avem un proiect coordonat și în momentul în care îl aprobăm sau Parlamentul îl aprobă, imediat procedem la implementare și nu doar la o implementare formală, dar la o implementare care să aducă rezultate, adică să facem așa încât să avem o finalitate exactă sau concretă în ceea ce privește această lege. Finalitatea, evident, se referă la curățirea sistemului justiții, judecători, procurori de persoane compromise, persoane care au furat, persoane care au îndeplinit comenzi politice și tot așa mai departe. Ok, vă mulțumesc pentru intervenție și vă urez o seară frumoasă. Seară bună! Da, am revenit în studio. Domnule Petco, vreau să încep cu neastră. Văd că purtați o banderolă albă. Ce semnificație are? Mai degrabă o panglică albă. Eu sunt ferm convins că, începând cu ziua de ieri, mai degrabă zis cu seara de ieri, în Moldova a fost instaurată dictatura, nici măcar nu pericolul dictaturii, dar chiar dictatura. Eu consider că procurorul general, și aici nu e vorba de Stoianoglu, da? Aici e vorba de procurorul general. Procurorul general a fost lipsit pe nedrept de libertate. Eu consider că în decurs de 2 ore, care n-ar fi procuror cu 20 de stele în frunte, nu putea să-l pună la dubă pe un procuror dită mai procuror general. Și noi astfel am căzut la nivelul țărilor subdezvoltate din Africa, nici măcar ceva aproape de Europa. Aici predecesorul ceva vorbea de că noi vom face evaluări, nu mai știu ce, reforme. Eu sunt sigur că perioada de interimat se va ține cât mai mult posibil, chiar până la un an de zile. Ieri o colegă de-a dânsului a spus clar la un alt post de televiziune că nu va fi niciun fel de evaluare în cazul procurorului general, nici nu mai este nevoie deja. Deci totul este clar, totul trebuie să fie spus pe șleau, nu așa cum s-a deprins unii sau alții. Deci noi trebuie să cunoaștem că odată cu sau venirea vremurilor bune înseamnă venirea dictaturii în Republica Moldova. Ce s-a petrecut ieri, eu am mai văzut așa ceva. Eu nu știu dacă au văzut cei care astăzi sunt la guvernare. Eu, de pildă, nu i-am văzut pe dânșii mai mult în stradă, eu nu i-am văzut pe dânșii persecutați, eu nu i-am văzut pe dânșii cu dosare penale, eu nu i-am văzut luptând în stradă cu Plahotniuc, dar eu nu i-am văzut. Eu am văzut în ultimile, nu știu, luni și nu prea erau chiar așa persecutați, să-i spunem așa. Da? Bun, da. Da. Haideți totuși să ne axăm, domnule Petcov. Nu mai Petcov. Haideți să ne axăm, facem răvață etapă înșiri, domnul Petcov. Nu, am fost foarte atent, vreau să vă spun. Și vreau să vă spun că... Nici eu nu v-am văzut pe dumneavoastră. Pe mine nu m-ați văzut. În stradă, luptând din 2016-2017. Domnul Slusar l-am văzut. Eu nu știu unde ați fost dumneavoastră. Nu trebuie să... Eu nu știu unde ați fost dumneavoastră în 2016 ca să mă vedeți sau nu să mă vedeți. Da, există dovezi de altfel. Eu, pe dumneavoastră, în genere, acum nu vă iau în considerare pentru că sunteți dintr-un partid de guvernament de dictatorial. Eu vreau să ne referim strict la activitatea domnului Stoianoglu și eu vreau să vă întreb...
Și să-mi răspundeți onest și franc. Neastră, ați fost mulțumit de activitatea domnului Stăinoglu? Nu. Și vreau să vă spun că eu i-am spus acest lucru dânsului direct. Am stat cu dânsul de câteva ori la discuții. Noi ne cunoaștem destul de bine din Parlament atunci când am fost deputați. Am avut și atunci discuții destul de aprige. Nu m-am temut niciodată să-i spun lucruri directe în față. I-am spus lucruri directe chiar și nu acum, nu lunile astea, mai de mult. Și am spus că o să apară probleme din cauza unor persoane dubioase chiar la conducerea Procuraturii Generale. Eu am mai multe întrebări față de domnul Stăinoglu, dar eu consider că procedurile trebuie să fie respectate într-un stat democratic. Procedurile contează într-un stat european. Apropo, dumneavoastră ați văzut vreo reacție din partea partenerilor de dezvoltare de începând cu ziua de ieri? Eu n-am văzut niciuna. Dar vreau să vă reamintesc că atunci când a fost petrecut concursul de guvernare anterioară, care aproape este identică cu cea de astăzi, toată lumea a salutat acel concurs. Și ceea ce se întâmplă astăzi nu, nici măcar nu seamănă cu niște proceduri democratice. Da, dar n-am văzut, că dacă tot discutăm despre Morari foarte mult, n-am văzut, spre exemplu, reacții nici când a fost arestat Viorel Morar de la partenerii. Da, a văzut cineva reacții la faptul că domnul Robu a fost acela care l-a restabilit pe domnul Morari în funcție? Bun. N-am văzut nici atunci reacții. Eu, spre exemplu, am intervenit și am criticat acea zi. Domnule Alaiba, e nevoie de o reacție din partea dumneavoastră. Eu nici nu știu de unde să încep. Pentru că... Avem dictatură? Noi am fost deja cumva acuzați că am instaurat dictatură, ceea ce este pur și simplu un fals. O acuzație cel puțin pripit și neargumentat. Nu cred că... Știți... Cumva, iată, în timpul zilei de azi, eu sincer, în primul rând, nu sunt fan la uniforme și la maschi show. Și asta să fie clar. Dar, în același timp, în societate există cereri la asemenea cadre. Ca să vadă pe televizor cum oameni care, timp de 2 ani de zile, au mușamalizat cazuri de corupție înaltă, din cel mai înalt post, din procuratură. Spuneți-mi, vă rog, un caz de rezonanță dus până la capăt în acești 2 ani. Spuneți-mi, vă rog, un hoț de miliarde băgat la pușcării sau cel puțin adus acasă. Spuneți-mi, vă rog, ce a făcut domnul Stăinoglu. Așa, nu știu cum toți îl laudă, în 2 ani de zile, nu știu cum cel mai bun procuror și așa mai departe. Ce a făcut omul ăsta timp de 2 ani de zile? 2 ani de zile nu sunt 2 luni. 2 ani de zile e mult. Și în același timp, spuneți-mi, poate a făcut inversul. Haideți să ne uităm cine a eliberat. Haideți să vedem cine și-a căpătat toată libertatea în această perioadă, în 2 ani de zile. Oameni care ar trebui să stea la pușcării. Și asta domnul Stăinoglu. Și acum, cumva, din nou că el este bun, dar vedeți că el este înconjurat de oameni nu chiar buni, de la vârf procuraturii. Mine asta n-ar trebui să mă intereseze. Pe mine și pe noi, ca și cetățeni, nu ar trebui să ne intereseze faptul că el este incapabil și incompetent la urmă. Timp de 2 luni de zile ați ridicat prețul la benzină și motorină. Eu am ridicat, domnul Petcov, eu am semnat în fiecare țară, în fiecare țară eu semnez. Dumneavoastră purtați răspunderea totală pentru ce se întâmplă. Noi vorbim despre procuratură sau am trecut la energetică? Nu, dar eu vă spun, dumneavoastră spuneți, că ce a făcut acela în 2 ani de zile? Eu vă spun, în 2 luni de zile, voi ați ridicat. Domnul Petcov, nu trebuie să apărați. Atunci când aperi un hoț, ești un hoț. Eu nu spun că dumneavoastră l-a apărat pe dânsul, dar el apără hoții. Eu n-aș fi atât de categoric. Acest om a fost de partea hoților în acești 2 ani. Și în momentul în care, eu știu că au fost colegi de mei care 2 ani în urmă, când Stăinoglu intra în procuratură, aveau anumite speranțe legate de el. Aveau anumite, vreau să-i spună că, ei, omul, poate totuși e bun. Eu personal nu am avut nici măcar pe jumate de minută o încredere că o să facă bine. Eu n-aș fi atât ținând de categoric. De faptul, eu am fost printre cei care l-au criticat dur pentru faptul că i-a dat libertate lui Păsor. Ținând cont de faptul cum a acceptat acest post, ținând cont de faptul
Cu cine a fost? Lângă cine s-a așezat atunci când a fost prezentat? N-avea nimic ce căuta Dodon sau orice alt președinte să prezinte procurorul, care este o instituție independentă. Okay. Ținând cont de ce a discutat și ce a vorbit în această perioadă și cum a acționat la fiecare demers de-al nostru din opoziție, de a fost vorba de același, nu știu, culoc, de una, alta, a treia. Deci au fost multe demersuri în care aceste comunicări de la procuratură erau tot ce vrei, dar nu demersuri de la o instituție independentă care să fie de partea legii. Să discutăm și cu ceilalți invitați. Au fost invitați. Comunicări politice. Au fost domnule, tot ce vrei. Eu aș adăuga aici, mulți, spre exemplu, mă întreb pe unde este Iaralov, pe unde e Costea Borsetca, pe unde este Andrean Candu, unde sunt Regina și Marina, iată că pe care au fost scoase de sub învinuire. Unii Vlad Cebotare, domnul Petcov, care a fost scos de sub învinuire. Domnule Țăran, noastră cum caracterizați, iată, această operațiune absolut surprinzătoare? Eu ieri, când alegeam invitații ieri dimineață, nici nu mă gândeam că o să discutăm despre așa ceva astăzi. Da, e un eveniment care a bulversat opinia publică în Republica Moldova și eu cred că va avea repercusiuni și în afara statului. Este absolut evident. Nu în fiecare zi, într-un stat, este arestat procurorul general. Apropo, ca o mică remarcă la ceea ce a spus colegul deci Petcov, când a spus că e imposibil ca un procuror ordinar să-l aresteze pe procurorul general. Nu este așa. În democrație, acolo unde funcționează legea, un procuror simplu poate cu ușurință să-l aresteze. Nu, eu am spus că e imposibil în două ore să-l aresteze. Ok. Ok. Deci, remarca dumneavoastră este acceptată. Mersi. Da. Dar un procuror simplu poate să facă acest lucru în caz dacă procurorul general încalcă legea. Eu n-am pus la îndoială așa. Da. Deci, asta e pentru telespectatori. Acum, e foarte bine că se dezbate în contradictoriu acest eveniment. Este important. Asta înseamnă o dezbatere democratică într-o societate unde evenimentul cu adevărat are o valoare. O valoare mare. Ce înseamnă să-l arestezi, adică să-l scoți de pe fix pe procurorul general? Este adevărat, în opinia publică s-a creat un trend puternic împotriva lui Stoianoglu, în calitate de procuror general. Și ceea ce vorbea aici domnul Alaiba este absolut fezabil. Oamenii cred că Stoianoglu nu și-a... O bună parte din societatea moldovenească crede că Stoianoglu nu și-a făcut datoria așa cum trebuia să o facă un procuror general. Este adevărat că există și o altă parte a societății care acum protestează și încearcă să-l apere pe domnul Stoianoglu. Din acest punct de vedere... Noi... Vreau aici o precizare. Încearcă să-l apere pe domnul Stoianoglu sau cumva protestează împotriva felului în care s-a făcut această arestare? Eu cred că mai degrabă felului. Iar aceasta înseamnă că nu au fost respectate toate procedurile. Dacă a trezit așa o reacție contradictorie în societate. Eu cred că ingredientele juridice care au fost folosite pentru prepararea acestei ciorbe care se numește deci, demiterea procurorului nu au fost cele mai apetisante. Eu folosesc această metaforă ca să nu recurg la niște aprecieri mult mai dure la adresa acelor argumente juridice care au fost formulate în favoarea acestui scenariu. Eu, ca fost deputat, pot să vă spun că unul din capurile de acuzare care au fost folosite împotriva domnului Stoianoglu, că el acolo în Parlament ceva a făcut și așa mai departe, cu ușurință, ca precedent, în caz dacă acest precedent va avea continuitate, acest precedent poate fi aplicat în raport cu vreo 50% din toți deputații care au sau perendată poate, Republica poate Moldova. Și cazul, poate și cazul, domnule Țăranu, pentru că noi avem de foarte multe ori între prima și a doua lectură amendamente băgate de guma, de furdui. Absolut. Noi am pierdut sute de milioane perfect, din cauza unei amendamente. Sergiu Sârbu e masterclass. Domnul Cozi, din cauza lui Litvinenko au fost deschise, scuzați-mă, vă rog, din cauza lui Litvinenko au fost deschise duty free-uri în Transnistria, știți? Litvinenko a adăugat în parlamentul precedent, iată așa ea, acolo adăugați, acolo adăugați și așa adăugați. În interesul lui Andronache.
și Șor, care deținut controlul asupra duty free-urilor în Transnistria. Există un principiu. Haideți noi, da, noi să revenim chiar la asta. Cum, de unde? Eu am să vă dovedesc, să nu credeți că... Chiar vă rog, că chestia asta nu e documentată. E documentată. Haideți să revenim la domnul Țăranu și să-i dăm cuvântul și domnului Slusar că stă de Sunt foarte multe cazuri când deputații cu adevărat au intrat în cărdășie cu persoane cointeresate din zona economiei tenebre și au folosit calitatea sa de deputat pentru a promova niște interese oculte prin legi și așa mai departe. Acest lucru s-a întâmplat și atunci când regimul oligarhic s-a flancat cu hotărâri legislative care acum foarte greu pot fi depășite și care face ca PAS să recurgă la niște procedee ca mai puțin ortodoxe în lupta împotriva acestor flancări. Dar, iarăși, totul depinde de faptul cum aceste lucruri, în ce măsură ele sunt doviditoare. Este nevoie de un proces. Iarăși recurgem la ceea ce a spus colegul Petcov atunci când vorbim despre proceduri. Procedurile trebuie să fie respectate. Eu cred că, cu siguranță, cred că lupta cu corupția într-un asemenea stat cum este Republica Moldova nu poate fi făcută în mănuși albe, exclus. Și pasul va fi nevoit să meargă pe muchia de cuțit. Dar respectarea maximală a normelor juridice este obligatorie. Dacă nu o să faceți acest lucru, o să discreditați lupta cu corupția și ceea ce este foarte periculos. Absolut. Ok, am o reacție de la domnul Litvinenko. Spune că sunt prostii, invers am promovat să fie închise. Domnule Slusar... Numai o clipă. Domnul Litvinenko a optat pentru ca terminul de existență a duty free-urilor în Transnistria să fie extins. Domnul Litvinenko, prostiile dumneavoastră să le lăsați la dumneavoastră la Ministerul Justiției. Dați asta, într-adevăr, în scris, ca să avem faptele. Okay. Eu cred că asta... Colegi, cât mai avem până la pauză, ca să vedem dacă... Ok, haideți să luăm totuși publicitate și revenim cu domnul Slusar după publicitate. Nici cum oamenii nu ajung de rând. Am revenit, domnule Slusar, cuvântul dumneavoastră. Platforma, da, și eu personal, noi nu odată și consecvent l-am criticat pe Stoianoglu. Repet încă o dată, consider, am fost pentru și sunt pentru demisia domnului Stoianoglu. Din multiple motive despre care parțial s-au vorbit aici, într-adevăr, în 2 ani, pe cele mai mari, cele mai de rezonanță cazuri, noi nu avem niciun progres. Pentru mine nici nu-i cald, nici nu-i rece de declarațiile permanente al Stoianoglu despre Plohotniuc. Că Plohotniuc. Mai departe de declarații noi n-am mers. Nici pe furtul miliardului nu este transmis dosar în judecată. Nici pe aeroport, nici pe privatizările CITI, nici pe Culoc, nici pe Bahamas, nici pe Arena Națională. Și nimeni din acești figuranți, nici în 2 ani ceva, tot timpul eu am auzit atmaschi de felul că noi nu putem da în Interpol pe el, că predecesorii devină, dar au trecut 2 ani. Și sub acest aspect noi am fost consecvenți. Ne vorbind la faptul Andromatului, care domnul Stoianoglu în genere a negat că există crimă. Și raportul doamnei Inga Grigoriu, scris foarte bine, cuprinzător, convingător din punctul meu de vedere, este o dovadă bună ce s-a întâmplat cu acest Andromat și care a fost rolul lui Platon, lui Plohotniuc, lui Șor. Cu părere de rău, domnul Stoianoglu, toată această perioadă a avut prestație foarte, foarte slabă. Odată am discutat cu dânsul pe problema furtului miliardului. În scurt timp eu am tras concluzia că nu ajungem noi departe și această linie o să fie tot timpul. Și sub acest aspect e cazul și este necesar și noi am fost consecvenți, repet încă o dată, ca domnul Stoianoglu să plece, să fie demis. Avem nevoie de alt procuror general. Da. Vă spun sincer, ziua de ieri, așa cum s-a întâmplat, eu nu prea am înțeles. Eu n-am înțeles necesitatea
reținerii, necesitatea. Eu nu sunt de acord, cu tot respectul față de colegul meu, domnul Alaiba, eu nu sunt de acord că trebuie de jucat cu aceste uniforme, cu mascați, cu nu știu ce. Eu n-am spus asta. Totuși, este vorba despre Procuratura Generală, care va exista și după Stoianoglu. Și așa e imaginea Procuraturii Generale, e sub orice nivel. Care era necesitatea să vină fie bucșită clădirea cu mascați? Cum într-adevăr au ajuns în câteva ore la acest caz instrumentat așa cu ușurință? Pentru mine sunt foarte multe întrebări la care actuală putere, și nu doar putere, dar și cei care o să fie în continuare la cârma organelor de forță, trebuie să răspundă. La ora actuală, iarăși, așa procese. Eu țin minte în perioada lui Plohotniuc și foarte des a recurs la asemenea tertipuri și la asemenea spectacol Viareu Mărari. Într-adevăr, în stilul lui. Și aici este cea mai mare întrebare pentru viitor. Cu Stoianoglu pentru mine de mult e trasă linia. Să asistăm mai departe, să participăm la schimbări cardinale în domeniul justiției, să fie prezentate probe. Apropo, una din patru capete de acuzații este din raportul Andramat, care, cu părere de rău, este folosit de colegii noștri deputați și este bine că este folosit, dar așa și nu a fost examinat în plenul Parlamentului. Poate va fi examinat acum poate, de procuror, doamne. Că dacă îl examinai când era Stoianoglu, ce folos? Nu, dar oricum asta ar fi un impuls foarte puternic, mai ales când Stoianoglu tot timpul refuza că există această crimă. Nu înțeleg de ce eu ședi fără mișcare. Și acum este foarte important pentru a răspunde la întrebările ce s-a întâmplat ieri, că toate aceste probe, toate cazurile de acuzație să fie duse până la capăt, că în caz contrar, în societate o să fie creată impresia că asta a fost un show pentru a înlocui pe Stoianoglu. Dacă eu ies după asta și particip în ceea ce întrebarea ta a fost foarte pertinentă, dacă eu se ocupă mai departe cu politica și toate aceste dosarele nu mai merg mai departe, o să fie mare semn de întrebare vis-a-vis de tot ce s-a întâmplat ieri. Și foarte, iarăși, eu vreau că răspunderea pentru 2011, ceea ce a vorbit domnul Țăranu, eu din contră, eu tare mult cred că să fie creat un precedent când abuză în serviciu să fie o crimă pentru care toți funcționarii care au comis această crimă, eu azi am scris despre asta. Nu doar vorbim de deputați. Noi vorbim de 2014, ceea ce au făcut Gleancă, Candu, Drăguțan și Arapu cu eliberarea acestor garanții. Noi vorbim de aeroportul de Valeriu Lazar, care cap-coada a promovat proiectul cu aeroportul, ilegal din start. Noi vorbim de Arena Națională de Candu, Dodon, Gaburici și alt demnitar care au semnat toate lucrurile. De Viareu Mărar, apropo, vorbim că în 2018 el a primit raportul Crow și el a deviat conștient ancheta din 2018 și nu a fost tras la răspundere. Eu sper că acest precedent într-adevăr o să fie, asta e în premieră și într-adevăr cu această adresare au venit Inga Grigoriu. Dar cel mai important ca la toate aceste întrebările să fie oferite răspunsuri întrucât iarăși, haideți să vorbim așa, să nu rămâne societatea cu această impresie că clanul lui Plohotniuc cu Marar Viareu cumva a venit cu răzbunare și au fost folosit în toate... Apropo, Alex, încă o remarcă importantă. Dosarul lui Stoianoglu este instrumentat acum de un procuror care intră în cei peste 600 de procurori care au semnat în favoarea lui Plohotniuc. Și iată toate aceste momente. Dar toți s-au semnat. Și Robu a semnat. 600 și va. Și Robu a semnat. Și aici este problema. Dar problema că cât mai repede societatea trebuie să primească răspunsuri la întrebarea pentru ce era nevoie de maschi show. Eu vreau să fac o precizare aici pentru că cu această și voi reveni. Eu am văzut că la CSP cel mai tare se băteau pentru Stoianoglu oamenii puși acolo de Plahotniuc, în frunte cu Motozoc.
Eu vreau să mă întreb unde este astăzi măcar un om de-al lui Plahotniuc. Nu el, că el e bine mersi, 180 de milioane în Noua Zeelandă, 200 în Turcia, benzinăriile lui foarte bine se dau în chirii în continuare în Republica Moldova și face bani și de aici. Dar unde este Iaralov? Are vreun dosar? Costea Borsetcă are vreun dosar? Candu are vreun dosar? Și atunci eu mă întreb... De Andronache s-a amintit când el nu mai deține statutul de deputat. De ce, domnule Slusar, eu nu înțeleg, de ce există această percepție în societate? Că vezi, doamne, Plahotniuc ar fi fost interesat să-l dea jos pe Stoianoglu. Pe mine mă depășește mine... eu chiar sunt deranjat atunci când văd că este promovată de anumiți oameni această idee. Alex, de atâta că, haideți să spun percepția mea personală, care eu am, spun încă o dată, noi am fost consecvenți în critica lui Stoianoglu. Că metoda aceasta, în două ore deja este dosarul, pe patru capete de acuzație, maschi show-ul cum făceam orare și cu oameni de afaceri scotea business-ul și pe urmă dădea drumul, că foarte mult se vorbește despre viareu morar, despre acest furtună și se creează această percepție și foarte important că în foarte scurt timp să fie oferite răspunsuri la aceste întrebări și noi să vedem până la capăt această anchetă penală. Și foarte important să vedem probe. Că exact. Dacă Stoianoglu iese curat ca lacrimă peste câteva săptămâni, puterea, guvernarea are de pierdut dramatic. Și țara are de pierdut foarte mult. Nu, domnule Alaiba, implicit. Să înțeleg din momentul ăsta că Partidul Acțiunii și Solidaritate, guvernarea nu mai are nicio scuză. Pentru că deja aveți și procurorul general, să zicem că procuratura generală cumva ar fi fost eliberată. Deci nu mai aveți niciun paravan în spatele căruia să vă ascundeți în momentul în care ceva n-ar funcționa? Desigur că probleme există. Desigur că o să mai existe multe, multe lupte în avansarea normalității în țara asta. Dar faptul că cel care proteja hoții timp de 2 ani de zile din Procuratura Generală a fost neutralizat, să spunem așa, izolat, scos de la butoane, pe mine personal, nu poate ca și cetățean să nu mă satisfac. Pentru că această persoană nu a meritat să dețină funcție. Domnule Alaiba, în primul rând. Eu de azi înainte nu să mai accept nicio scuză de la Partidul Acțiunii și Solidaritate. Noi nu și la vrem guvernare. Eu nu sunt persoana care să vină cu scuze. Nu sunt persoana și nici colegii mei și nici n-o să vedeți scuze de la noi și justificări. Mie cronic nu-mi plac funcționarii, demnitarii, politicienii care vin și inventează scuze, justificări în loc să vină cu rezultate și să vină cu un mesaj clar la oameni. Acum despre ceea ce vorbim în cazul Procuraturii Generale, din nou, politicul, așa cum, și asta e ceea ce sunt convins că o să vedem cu toții după ce trece acest val de bulversare, dacă vreți, o să ne convingem că o să avem o instituție mult mai independentă, o instituție care să prindă hoții de toate culorile, să fie de partea dreptății. Pentru că noi nu pentru asta am venit la guvernare, pur și simplu ca să ne instaurăm și să ne punem oamenii noștri. Va fi așa? Niciodată asta nu o să vedeți ca justificare din partea mea personal sau colegilor mei. Noi vrem, în primul rând, o justiție corectă, în primul rând, o procuratură independentă, din simplu motiv că noi pur și simplu nu avem de ce ne teme. Va fi? Noi nu avem scheme, noi nu avem și nici nu intenționăm să le facem. Sunt cuvinte dulci, sigur că el domnul Petkov, aceste cuvinte domnul Petkov, o să ne convingem. Plac, sunt populisme. Știți? Nu, uitați-vă. Eu o să vă dau alt exemplu. Exemplu CNPF. Timp de o lună de zile, de când a fost demisă toată conducerea CNPF, au fost atâtea zvonuri, atâtea, bacă unul vine, bacă altul, bacă, deja și pe mine mă atribuiau acolo. Eu, pur și simplu, am decis să nu comentăm aceste zvonuri, să nu comentăm aceste ipoteze, să ne concentrăm pas cu pas pe identificarea candidaților competenți. Și am spus că până la urmă contează ceea ce o să întâmple în 5 ani de zile, după ce o să avem o conducere
competent. Ați făcut un haos. Și așa o să fie și aici. Ați creat oamenii un haos. Oamenii o să decidă dacă ceea ce s-a întâmplat în zilele astea care urmează este bine sau rău. Și eu nu cred că aveți putere în studio, da? Deci... Nu e vorba de voi asta. Voi ați făcut la CNPFM un haos și eu vă spun care este anume, da? Cred că o să vorbim mai departe despre Moldova Gas, da? Domn Piatkov, dar, în Georgia, de exemplu, în Georgia, poliția n-a existat luni întregi de zile, pentru că trebuia de ras tot până la rădăcină și de pus oameni noi. Ceea ce ne-am asumat noi a fost, pur și simplu, o lună de zile, o instituție stă fără conducere. Ce? Asta este, sunt riscuri, dar... A fost necesar. Știți că riscurile a fost necesar astea, să-i raz tot. Aceste riscuri au costat întreaga populație sute de milioane de lei. Da? Eu de vreau să vă calculez dumneavoastră în contact. Eu acum vă spun. Lăsați-l pe domnul Petcov să ne spună unde sunt sutele. Pentru că ați decapitat această instituție în întregime și fără de legile care s-au făcut la ultima... Unde sunt sutele de milioane? Am ușit numai o clipă. Fără de legile care s-au făcut la ultima ședință a Consiliului Acționarilor RSA Moldova Gas, prin care s-au adoptat niște decizii în defavoarea contribuabililor și a consumatorilor de gaze, n-ai cum să le cui să le anulezi. Pentru că trebuie să mergi la CNPF și n-ai unde. Eu sunt de acord. Din cauza că dumneavoastră ați făcut o jumătate de măsură și n-ați adus deodată să spuneți, băi, omule, acest om o să dețină această funcție și dânsul o să decidă. Și acum eu v-am adus doar exemplu. Înțeleg. Acum ne întoarcem înapoi. Să explic ce se întâmplă. Dar nu am nevoie de explicații dumneavoastră. Eu vă spun ce s-a întâmplat. Deci, da? Acum, dacă revenim la Procuratura Generală, cuvintele, într-adevăr, sunt unele dulci și care prind la populație. Da, sunt populisme. Pentru că domnul Alaiba acum au spus cu vreo 10-15 minute în urmă, a spus că, clar, niște lucruri pur politice. Noi am văzut ce a făcut ministrul Justiției în ședința CSP-ului, deci erau niște decizii pur politice. Dânșii acum spun, dar nu tot, nu ne place, cumva, iată așa, ne-am strâns de nas, nu ne place maschi show-ul. Dar iată, a venit SIS-ul, da? A venit SIS-ul, care stătea până acum bine liniștit, n-a văzut nimic. Ce s-a întâmplat cu furtul miliardului, ce s-a întâmplat cu furturi de la aeroport, a stat murțiș la ce se întâmplă la Moldova Gas și cu tarife. De aici spuneți că Stoianoglu nu trebuia să facă, dar de aici spuneți că altă instituție care nu are nicio atribuție directă la investigare. Acum faceți niște legături. Deci SIS-ul trebuie să caute miliardul, nu Stoianoglu, da? Asta e narativul dumneavoastră. SIS-ul, care are atribuțiuni directe la apărarea interesului național, deci în alte cazuri a stat morțiș, pur și simplu. Acum s-a găsit noaptea, rescă au venit la Procuratura Generală, haideți să îmblăm cu maschi. Eu nu justific asta. Vreți sincer. Nu justificat. Poate a fost puțin exces de zel. Poate a fost, poate mai multe uniforme decât trebuia. Ce înseamnă poate a fost exces de zel? Noi trăim într-o democrație. Cum adică noi putem să omorâm pe un om, dar pe urmă spunem, am avut puțin exces. Poate să dureze la nesfârșit, dar noi avem și subiecte foarte mult mai importante chiar și decât ăsta de discutat. Domnule Țăranu, vreau un minut concluzii despre ce s-a întâmplat și după publicitate revenim cu alte subiecte. Am revenit și vreau să facem așa cu domnul Țăranu o trecere la următorul subiect, pentru că aceste evenimente, domnule Țăranu, care au avut loc în ultimele 48 de ore, ar putea să supere cumva și mai mult Moscova, pentru că noi acum suntem într-o situație foarte dificilă, iată ce ține de aprovizionarea cu gaze. Astăzi Moldova Gaz ne-a anunțat că ar trebui să facem economie, deși iarna e departe. Eu așa înțeleg că noi închidem dosarul Procurorului General. Da. Poate dacă îmi permiteți o remarcă de un minut. Sigur. Mie mi-a plăcut ceea ce a spus domnul Alaiba când a spus că nu țin minte, mi se pare că în întreruperea, când a spus că n-a fost cea mai elegantă acțiune politică pe care a întreprins-o pasul în raport cu Procurorul General. Da. Mie îmi place această apreciere. Este adevărat așa. Eu am avut o ieșire de situație mult mai inteligentă. Și apropo, ea se conține în programul de guvernare a pasului când mergea la alegeri.
elementar trebuia să fie introdusă o legislație nouă care se referă la corupția mare. Tribunalul anticorupție, 5 procurori, 5 judecători, marile dosare scoase de sub oblăduirea domnului procuror, aduse acolo, inclusiv dosarele care țin de încălcările în procuratură și în justiție, și problema s-a închis. Ocupați-vă cu corupția la nivelul legislației, dar voi toți sunteți în jurisdicția acestui tribunal. S-ar găsi în această țară 5 procurori și 5 judecători onești și integri care ar putea să, cu adevărat, să instrumenteze niște dosare de rezonanță cu toate consecințele. Atunci când se spune că procurorul, apropo, și întrebarea pe care i-a adresat a fost una foarte inteligentă, de astăzi înainte putem să socotim că voi duceți toată responsabilitatea, acum mă refer la PAS, pentru tot ce se va întâmpla în această țară, fiindcă aveți postul de procuror general. Problema e că schimbarea procurorului general nu înseamnă o reformă profundă a procuraturii. Înseamnă doar începutul acestei reforme. Asta e problema. Și nu poți să te aștepți că de mâine un nou procuror care a venit la postul de procuror va face o curățenie totală. Din simplu motiv că toată procuratura este compromisă într-o măsură foarte mare. Eu nu pot să spun care este proporția, nu am această competență, dar mie mi se pare că o proporție foarte mare din procurori au fost implicați direct în foarte multe feluri de legi, datorită faptului că au fost o creație a fostului regim oligarhic. Să te aștepți că acești procurori vor începe de mâine să funcționeze într-un registru categoric subordonat legii, ar fi o mare iluzie. Din acest punct de vedere, scandalul care s-a iscat ca schimbarea procurorului general, din păcate, nu va aduce, deocamdată cel puțin, la o schimbare radicală a sistemului. Iar în ceea ce privește gazele și influența acestui caz asupra raportului nostru cu Federația Rusă, eu cred că nu în zădar Dodon a plecat la Moscova. Mâine va fi, mi se pare, că reprezentatul guvernului acolo trebuie să meargă într-o delegație. Vladislav Tulminski merge împreună cu consilierul prezidențial pentru politică externă și cu un secretar de stat de la Ministerul de Externe. Așa este. Eu cred că deja acolo s-au discutat niște probleme referitoare la Moldova. Iar atunci când Dodon și Partidul Socialiștilor spune că procurorul general Stoianoglă a fost cel mai bun procuror din toate timpurile în Republica Moldova, în primul rând îi fac un deserviciu foarte mare domnului procuror Stoianoglă. Dar pe de altă parte vorbește despre faptul că Stoianoglă, din păcate, are probleme cu imaginea și cu calificativul de procuror calificat. Dacă Dodon, principalul marele culiocar al Republicii Moldova, vine cu asemenea aprecieri la adresa lui. Apropo, oamenii care protestează foarte activ în stradă în favoarea lui Stoianoglă și cumva tot înclină spre chestia asta că Stoianoglă este unul din cei mai buni, ei comit niște riscuri politice foarte mari, acum mă refer la anumite partide politice. Stoianoglă nu este acea figură pentru care trebuie să-ți pui la bătaie propriul renome politic. Procedurile, da, dar Stoianoglă ca atare, mă tem că aici pierderile politice ar fi foarte mari. Dacă Stoianoglu era un procuror care își făcea treaba, eu cred că și se întâmpla așa ceva astăzi, aveam zeci de mii de oameni în stradă care să o susțină. Și nici noi am avut precedentul în România. Și acest subiect. Da. Așa că, bun. Totuși sper că remarca asta, că PAS are procuror general, asta noi așa, condiționat am spus. Și nu mai, eu înțeleg că nu mai am nicio scuze, dar n-a făcut nimeni această remarcă, dar a fost, a fost propulsat, domnule Slusar, un procuror general care a fost votat inclusiv de domnul Litvinenko, a fost votat de avocatul poporului, a fost votat de reprezentantul președinției. Deci, înseamnă că sunt interimar și sigur eu sper că nu va avea nimic cu politicul. Este o verticală a puterii alea Putin. Aici nu sigur e că noi sperăm, dar nu grăbim. Chiar nu vă grăbiți. Dar este evident că și-au asumat anumite riscuri sau și-au asumat anumite responsabilități când au votat. Haideți să vorbim iată despre această deplasare. Domnul Spânu se duce mâine la Sankt Petersburg, la forumul gazului.
Da, aici cu gazul tare mult ar trebui să discutăm cum a ajuns Europa în halul ăsta, să fie dependent total de Gazprom și doamna Merkel care pleacă cu o mare problemă de imagine, dar și să mai fac încă și forumuri ale gazului acum. Da, vreau să vă întreb, domnule Susare, astăzi Dodon s-a întâlnit cu Cozac, mâine se duce o delegație a guvernului și se întâlnește cu Cozac, Spânul, ministrul infrastructurii, va fi tot mâine la Sankt Petersburg la acest forum. Ce se întâmplă? Toate drumurile duc la Moscova? Nu mai există nicio alternativă din punctul ăsta de vedere? Pentru Dodon tot timpul toate drumurile mergeau la Moscova. Pe mine chiar nu mă interesează deplasările acestui individ. Cu dânsul trebuie să vorbească un procuror general sau orice procuror independent, că el are atâtea păcate că... Sper că odată și odată o să fie tras o răspundere. Probabil că sunt și alte probleme politice decât cele cu Gazic. El are mare problemă cu imagine în Federația Rusă și cumva încearcă acum pe fondalul tuturor evenimentelor să arăte că el poate să mai fi de folos pentru Federația Rusă. Dar revin la întrebarea despre gazele. Mi se pare că noi trebuie să... Vorbim acum cu text deschis și mi se pare că acest lucru trebuie să facă și actuala guvernare. Ceea ce se întâmplă anul curent pe piața gazelor este un șantaj cras din partea Federației Rusiei. Cum am ajuns noi la așa situație? De când s-a pregătit? Eu cred că cândva ancheta independentă despre care vorbesc tot mai multe țări europene, cu întârziere din punctul meu de vedere, va arăta acest lucru. Evident că bâta politică se aplică, adică această bâtă energetică se aplică foarte mult timp și deseori foarte eficient din partea Federației Rusie. Dar Republica Moldova acum are propria problemă, despre care deja din vară era clar că ceva se întâmplă. Și mi se pare că guvernarea un pic a pierdut timp, când noi în august, septembrie, deja când au apărut semnele că avem 440 dolari, avem 550 dolari, iată acum am ajuns la 790 dolari. Dar anunțul de azi, care pe fondalul tuturor evenimentelor cu procurorul general a rămas așa cumva umbrit, Moldova Gas a venit cu comunicat și a spus că, fraților, scuzați, dar din volumele necesare noi avem un pic mai mult de jumătate decât trebuie, că cu două săptămâni înainte de expirarea contractului, noi, conform procedurii, n-am anunțat Gazpromul despre volumele necesare. Păi, da. Asta nu-i sabotaj. Păi, întrebarea mea, știi ce guvernul, Moldova Gaz comunică cu noi prin comunicatele, asta, dar cine trebuia să aibă grijă? Iată, acum toți agenții economici și populația este chemată să folosească surse alternative, să mai și căutăm păduri, puțin au rămas. Adică situația, din punctul meu de vedere, vedem reacția un pic întârziată din partea guvernării și acum foarte mult depinde, iarăși, din punctul meu de vedere, care ar fi poziția guvernării. Da, situația complicată, da, noi vedem ce se întâmplă, da, noi cunoaștem că Federația Rusă aplică acest șantaj și această bâtă politică, dar toate cărțile sunt pe masă. Și mi se pare că actuala guvernare trebuie să meargă având un punct foarte care se numește Transnistria. Transnistria este un argument care trebuie să fie pus pe masă de negocieri. Transnistria este o colonie rusească, de care Federația Rusă are o mare, mare grijă. Nu cred că Federația Rusă va risca să rămână această bucată, această regiune separatistă fără gaze. Aici funcționează termoelectrică, termocentrală cu Ciurgan, uzina metalurgică, care aparțin întreprinderilor afiliate din Federația Rusă. Toate procedurile de export-import fără taxe și impozite. Noi nu odată am vorbit despre motorină, iată domnul Petcov o să vorbească probabil și despre cărbun și multe alte mărfuri care vin în Transnistria și sunt scoși din Transnistria fără că să achite măcar un bănuț în bugetul de stat și Moldova tolerează lucrul ăsta. Adică această regiune la 70% depinde de Republica Moldova. Nu de Republica Moldova, scuzați, dar de partea dreaptă a Nistrului și de autoritățile constituționale. Și în acest context noi avem un punct despre care, cu toată verticalitatea, ferm, pe alocuri dur, trebuie să discutăm cu Federația Rusă, dar în paralel,
Eu nu cunosc toate datele problemei și nu știu dacă gazoductul Iași-Chișinău este pe deplin funcțional. Așa se vorbește, dar am auzit și alte zvonuri, dar dacă există posibilitatea din octombrie sau noiembrie de adus gaze în Republica Moldova pe acest gazoduct, este necesar ca în paralel cu negocierile cu Federația Rusă să facem apel către România cu toate problemele politice care sunt acolo, dar totuși în raport cu Republica Moldova ei sunt consecvenți și nu odată la nevoie noi am cunoscut ajutorul lor, să vedem dacă putem livra aceste gaze pe partea dreaptă a Malului Nistrului și să aprovizionăm populația și să vedem dacă este posibil de reeșalonat plățele, chiar dacă acest gaz tot o să fie Gazprom, da, chiar dacă o să lucreze în regimul revers, chiar dacă o să fie la fel de scump, dar cu anumite reeșalonări până când această speculație bulă de săpun cu gaze care este pe piață, să nu se ducă de pe piață. Și iată dacă noi facem aceste lucruri și în paralel iarăși să vedem dacă putem repede să ne adresăm către Ucraina pentru reconectarea la energie electrică de acolo, în caz dacă termocentrală se va asista în cazul dacă nu vine gazele. Okay. Iată, trebuie să avem această abordare complexă, dar important să acționăm profesionist, cu fermitate și cu cărțile pe masă. Mi se pare că noi până acum ceea ce eu am văzut în cadrul Moldova Gaz și în cadrul guvernării au fost niște ezitări și niște reacții cu întârziere. La mine s-au adunat mai multe întrebări către domnul Alaiba, dar vreau să fac... Domnul Coză, dacă îmi permiteți, sau eu ceva n-am înțeles. De cât eu cunosc, stația de pompare a gazelor înspre Moldova și România se găsește în Transnistria. Moldova și România nu. 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 Ea se găsește pe Orlovka, pe teritoriul Republicii Moldova. A, nu este de Sierra. De România vorbesc. Da, dar acum... Nu, eu vorbesc din Rusia. Gazul rusesc care vine. A, Rusia în Transnistria. În Transnistria. Și atunci cum noi depindem de Transnistria asta? Adică cum Transnistria depinde de noi? Noi depindem de Transnistria. Da, eu să primească acum Moldova Gaz. Acum România importă prin revers. Domnul, eu înțeleg. Domnul Țăranu, fără contract cu Moldova Gaz, nici Federația Rusă nu poate livra separat gazul la Transnistria, dar chiar dacă o să facă, tranzitul nu va fi asigurat din partea Ucrainei. Ok. Credeți-mă. Vreau să fac niște precizări vis-a-vis de capacitatea acestei conducte. Eu am citit în luna iulie o declarație unui oficial român care ne spunea că din octombrie această țeavă va putea să pompeze spre Republica Moldova 5 milioane de metri cub zilnic. Astăzi consumul Republicii Moldova este sub 2 milioane de metri cub zilnic. Ok, nu suntem în plină iarnă, dar... Din ce i-am mai întrebat și pe specialiști, chiar și în plină iarnă, cel puțin pentru partea asta a Nistrului, 5 milioane de metri cub zilnic este mai mult decât suficient. Acum, domnule Alaiba, vreau să vă întreb totuși pe dumneavoastră, pentru că eu am anumite nelămuriri. Eu nu am văzut, spre exemplu, în conferința de presă a colegului dumneavoastră, Andrei Spânu, niciun fel de reproș la adresa Moldova Gaz. Ori loc de reproșuri este cu siguranță foarte mult. Noi vrem să înțelegem ce fel de manager trebuie să fii tu din Moldova Gaz când în 2020, în plină pandemie, cu prețurile la pământ, sub 100 de dolari pentru gaze, să-ți dea ție prin cap să le propui celor de la Gazprom să importi gaze pe timp de vară la prețul spot, în condițiile în care era absolut evident că anul viitor, că așa e după fiecare criză, cresc prețurile. N-am văzut nicio întrebare în acest sens și niciun reproș la guvernare. N-am văzut în același timp nicio întrebare de ce această companie nu s-a asigurat și cu rezerve și am ajuns în halul ăsta. Noi ce facem? Ne temem și de Moldova Gaz? Ne temem să ridicăm problemele? Sau ce se întâmplă? Nu cred că e vorba de frică și nu cred că e vorba de chestii de astea, dar și eu nu pot să vă zic exact, știți, care este planul Ministerului Infrastructurii, pentru că nu activează acolo, dar eu cred că este corect. În primul rând, noi avem o problemă, noi în primul rând să o rezolvăm, așa cum în situația în care ne-a prins ea, să ne așezăm cu toții, să găsim o soluție astfel încât oamenii să nu simtă disconfortul sau să simtă cât mai puțin disconfort. După ce trece problema, cu siguranță o să trebuiască să avem o discuție și despre
ce a condus la această problemă. Asta e ceea ce pot să vă spun. Văd că ne ducem foarte mult la Moscova. Totuși, eu vreau să vă întreb, ce se întâmplă cu România? Noi din iarna asta, cu 500 de milioane de metri cubi, ieșim de gaze. Consumul României anual este de 17 miliarde. 500 de milioane de metri cubi, asta e consumul unui județ din România. Noi ce chiar, mai ales în condițiile în care, nu e de gazoduct ăsta, vorbim, atâta PR s-a făcut de atâția ani. Gata, am scăpat de dependență, nu știu ce. Și atât vine primul hop și unii spun că n-au gaze. Deci chiar nu se poate de rezolvat această problemă împreună cu România? Eu cred că este posibil. Acum, cum ați spus și dumneavoastră, sunt două echipe, să-i spunem așa, care au plecat spre Rusia, la Petersburg și la Moscova. Colegii o să vină, au să expună rezultatele discuțiilor astea, după care o să meargă mai departe. Cu siguranță, susținerea României, atât cum am simțit-o pe tot parcursul acestor ani, indiferent de guvernare, așa o să o simțim și în cazul dat, pentru că este un ajutor de care și care vine atunci când ai mai mare nevoie. Să nu uităm de unde au venit primele vaccine, primele ajutoare și așa mai departe, dacă vorbim de pandemie. Deci, o soluție o să se identifice astfel încât, în primul rând, cetățenii să nu simtă disconfortul. Iar, știți, acum, în loc să găsești o soluție, să umbli și să arăți cu degetul cine a condus la asta, e contraproductiv. Acum noi avem o problemă urgentă pe care trebuie să o rezolvăm. Domnule Petru, dumneavoastră sunteți și acționar la Moldova Gaz și sunteți unul dintre cei care se expun în spațiu public, care cunosc destul de bine situația de acolo. Ce puteți să ne spuneți? Cum am ajuns în halul ăsta, că încă din octombrie, lângă faptul că și plătim prețul care îl plătim, deși avem un contract care prevede că noi, dacă îl prelungeam, pentru că și aici iarăși s-a făcut, dacă noi prelungeam contractul semnat în 2007 sau când a fost semnat, noi astăzi trebuia să luăm cu $200, media anului trecut, nu cu 800. Cum s-a ajuns aici, domnule? Păi eu vreau să vă spun că, în opinia mea, problema gazelor este, dacă nu una din principalele, nu chiar principala, pe una din principalele, da? Pentru că ține de securitatea națională. Și apropo, în cazul ăsta, noi n-am văzut nici măcar o declarație din partea SIS-ului. Nici măcar una. Ați auzit cumva, iată, uitați-vă, 970, 980 sau 780, $790 per mie metri cubi. Unde? Cineva s-a expus? Noi astăzi plătim facturile cu $260. Iată acasă. Da? $260 mie metri cubi. Noi avem deja prețul importat, care este aproape triplu mai mare. Deci, asta eu vorbesc tariful acasă la prețul de achiziție. Înseamnă că tariful la prețul celălalt care e 790, deci o să se ridice la peste 1000. Tariful pentru populație. Noi am văzut cineva să ne spună, măcar, dacă nu de la SIS, de la guvernare, spună, oameni buni, o să ne fie foarte greu. Dar comunicatul acela care l-ați arătat dumneavoastră de la Moldova Gaz, eu în genere îl consider extrem de important, pentru că trebuie să atragem atenție, știți unde? Acum două zile, liderul autoproclamat al Transnistriei, Krasnoselskaya, a dispus începerea sezonului de încălzire în Transnistria. Foarte frumos. Pentru că este rece, da? A dispus din contul gazelor care ajung în Transnistria, da, direct de la Moscova, dar ajung prin contract de la Moldova Gaz. Adică, pe parcursul a mai multor ani, guvernarea de la Chișinău, eu acum vorbesc extrem de responsabil, guvernarea de la Chișinău pur și simplu a finanțat regimul separatist din Tiraspol. Pentru că deciziile asupra contractelor, asupra livrărilor, asupra prețurilor, asupra formulelor, le ia reprezentantul statului. Republica. Ați fost un procuror general care s-a uitat și la... Am fost. Și am pornit chiar și un dosar penal, care stă acum un an de zile, mai bine de un an de zile, la Procuratura Anticorupție, apropo. Cristina Robu este procurora, care nici măcar nu vrea să se întâlnească. Dânsa cunoaște toate. Nici dosarul nu se uită la dânsul. Ok, să revenim. Dar vreau să vă spun, iată ce.
că anume problema este cu reprezentantul statului. Reprezentantul statului votează cu 97% din voturi decisive. Asta e cea mai mare problemă, că noi astăzi nici măcar nu avem ce să îi spunem Gazpromului, pentru că Gazpromul iese în momentul acela. Iese din sală, el nu are dreptul să voteze. Și reprezentantul guvernului, din 2007 încoace, a tuturor guvernărilor, de orice culoare politică, a tuturor guvernărilor, votează în favoarea Gazpromului și a Transnistriei. Niciodată nu s-a votat, păi oameni buni, stați o clipă, dar păi Transnistria ca anul ăsta nu ne-a dat 400 de milioane de dolari. Pur și simplu ne-a dat. Nu că o să vă reșelonăm, o să vă dăm. Nu, nu vrem să chităm. Anul trecut ne-a dat 280 de milioane de dolari. Cum prelungiți mai departe contractul? În condițiile în care noi dăm Transnistria 160 de milioane de dolari anual pe energie electrică făcută din gaz. Da, și noi achităm facturile. Noi în Moldova achităm facturile lunare și nu avem cum să nu le achităm, pentru că dacă nu achităm, rămâne fără lumină, fără gaze. Și asta este clar că bună ziua. Și eu azi trebuie să dau cezarului ceea lui, adică guvernul Gavriliță, dreptate, pentru că mi-a dat... La urma urmei mi-a dat indicațiile de vot care le-au primit reprezentanții statului pe parcursul acestor ani, da? Care le-am solicitat de la alte guvernări, nu le-a dat niciodată. Guvernul ăsta mi le-a dat. Și eu chiar le-am adus încoace în studio ca să vă demonstrez că sunt niște probleme de sistem. Uitați-vă, vreau să vă arăt chiar, da? Iată demersuri de la o instituție publică către altă instituție publică, adică de la șeful APP către reprezentantul statului în SA Moldova Gaz. De asta vedeți, agenția proprietății publice, da? Uitați-vă, în ce limbă e scris aici? Română, parcă, din ce se vede. Nu, în ce limbă? În rusă. În rusă e scris încă. În rusă, aha, da? Frumos, iată, uitați-vă, frumos, astea sunt indicații. Astea sunt indicații, iată, poftim, în limba rusă. Eu din tâi nu înțelegeam în genere, dar care e problema? De care cauză unul scrie la altul în limba rusă? Dar uitați-vă la, iată, ultimul, acesta care este acum, Marian Mamei. El e de la Ministerul, nici nu știu eu acum la ce minister, pare mi s-a trecut la Ministerul Dezvoltării. Uitați-vă, da? Primul liniat scrie în română. Prim prezidenta vă dau nu știu ce. Și mai departe, indicațiile scrise în limba rusă. De asta știți din care cauză? Eu mi-am dat seama, eu nu puteam înțelege, dar din care cauză? Ce anume? Cum adică? Doi moldoveni? Gazpromul, cred că ce. Doi moldoveni, unul la altul, dau indicații în limba rusă. Eu vă spun. Deci, indicațiile respective se scriu la Gazprom, se dau la Moldova Gaz și le spun, vă dați aici, moldovanul vașul, в правительство, пусть подпишут, и там вообще ничего не говорят. Așa este. Textele scrise în limba rusă, ca de iminență, adică nicio greșeală. Ei în română scriu cu greșeli. În rusă, fără nicio greșeală, domnilor. Iată, ultimul document din 29.06.2021. Iată ștampila. Nicio greșeală, domnilor. Noi în ce stat, în hal fără de hal trăim? Dar cât se poate? Și vă spun, problema este la noi în stat. Dacă nu o rezolvăm, nu rezolvăm noi nimic. Formula care a fost schimbată, iată, formula din cauza căreia noi acum o să ajungem la aproape 1000 dolari per mie metri cubi, de la 200, formula a fost schimbată pe 29 ianuarie 2021, prin votul reprezentantului statului. Cineva măcar a auzit despre chestia asta? Cineva a văzut? Dar noi abia am aflat șocați acum că nu înțelegeam de ce 440, 550. Dar de unde s-o luat? Și toată chestia asta se ține în secret, e taină comercială, niciun acționar nu are dreptul să vadă formula respectivă. Niciunul, în afară de reprezentanții Gazpromului și a Transnistriei. Deci, dumneavoastră, vă dați seama în ce stat trăim? Vă dați seama cum să iau deciziile? Acum, domnul Spânu a ieșit și a spus, dar noi nu putem da publicității contractul. Adică cum? Păi ați venit parcă altă guvernare. În Ucraina cum când s-a schimbat guvernarea? S-a dat publicității contractul cu Gazpromul. Pentru că la contractul acela, după contractul acela, din cauza contractului acela, a stat la pușcărie Timoșenko. S-a dat șafru mușel. La noi care e problema? Hai, acoperiți acolo ce vreți să acoperiți, dar nu puteți să secretizați între contractul. Și chestia asta, eu vă spun, noi din an în an, din 2007 încoace, finanțăm regimul separatist în Republica Moldova din contul contribuabililor Republicii Moldova. Pentru că Republica Moldova, prin votul reprezentantului guvernului, s-a angajat cu activele
Și noi avem acum azi aproape 8 miliarde de dolari. Deci din 8 miliarde de dolari, 35% împărțiți și o să vedeți cât o să fie. Valoarea totală a activelor ASA Moldova Gas este de 10 ori mai mică decât datoria. De 10 ori mai mică. Dar valoarea activelor care aparțin guvernului de câte ori mai mică este? Cu ce o să achităm noi? Deci totul stă în cârca consumatorului. Asta este da? Principală problemă. De ce eu și spun? Și în chestia asta sunt interesele la mai multe instituții publice. CNA, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul de Finanțe, CNPF, ANRE, Consiliul Concurenței, Centrul pentru Combaterea Spălării Banilor. Deci, uitați-vă, cât funcționaraș stau și acoperă aceste scheme criminale. Eu am îmbat, iată acum, am venit, alaltă ieri am fost la CNA și le-am spus lor, oameni buni, iată, indicațiile astea confirmă ceea ce spuneam eu, da, da. Păi bine, dar, iată, decizia a fost cu privire la formulă luată pe 29 ianuarie, da? Da, vedem. Da, domnilor, dar eu am fost la dumneavoastră în toamnă și vă spuneam, uitați-vă că se preconizează un furt. Opriți-l, vă rog. Noi știm. Sisu, noi știm. Da, dacă păi, e 29 ianuarie, e și mai grav, domnul Stănul, că deja prețurile începeau să crească. Este și mai grav. Păi da, dar păi, eu de ce și vă spun? Păi dacă acționa era la timp... Era evident că cresc prețurile. Dacă acționa la timp statul cu organele sale, noi nu eram să ajungem la situația în care avem, în ceea ce avem astăzi. Și este de datorie guvernării actuale totuși să facă o regulă anume în această întreprindere. Și aici vreau să mă întorc la ceea ce am spus cu comunicatul respectiv. Cum adică? Șeful de la Transnistria zice, hai noi începem perioada de încălzire, dar Moldova Gas, adică Gazprom, nou ne spune, închideți acolo robinetele. Eu chiar nu pot să înțeleg că este vorba despre aceleași conducte, aceleași țevi. Cum adică? Noi n-avem și acolo este. Asta e da? Ce se întâmplă. Păi asta încă o dată vorbește despre faptul că stația e acolo, în Transnistria. Nu ei depind de noi din punct de vedere a gazelor rusești, ci invers. Ei o să primească gaz cât trebuie, iar noi o să primim atâta cât vrea Moscova să ne dea. Asta e problema. Dacă va fi contract. Asta e problema. Și atunci când noi negociem cu Moscova, noi, de fapt, problema Transnistriei, cum s-o pui? Dar poate domnule Țăranu a venit timpul să zice, da, ia să mai luăm o pauză de vreo 6-7 luni cu Gazprom, haideți să semnăm un contract cu România, vedem că poate niște plăți eșalonate, poate că, eu repet, eu nu accept aceste teze cu care vin unii de la București, în special privați, că nu avem gaze. Haideți să fim serioși, că Republica Moldova e cât un județ. Eu am scris despre aceasta și am spus că problema gazelor, noi trebuie să... Guvernul face totul corect de la acest punct de vedere. Foarte mulți vorbesc, cum așa noi am ratat posibilitatea să negociem cu Moscova. Noi nu avem ce negocia cu Moscova, noi avem poziții foarte slabe în raport cu Moscova. Foarte slabe. Noi avem o singură... Problema Moscovei cu noi este una. Noi vedem gaze, dar voi ce dați... ce privește Transnistria și prezența militară rusă. Mai mult nimic nu se va discuta. Și voi puteți să vă duceți la Moscova de 10 ori. Păi atunci de ce facem aceste cedări? Păi negocieri. Avem gazoduc în România. Am spus că am scris despre aceasta. Noi, salvarea noastră este, noi trebuie să negociem la București și la Bruxelles. Acolo se rezolvă problema gazelor, aprovizionării gazelor pentru noi. Da, gaze, deocamdată Gazpromul este monopolist pe piața de gaze a Republicii Moldova. Să negociez cu un monopolist, acela care deține dreptul de monopol, practic este imposibil. El o să-ți dicteze regulile jocului. Soluția este aceea despre care vorbești, domnul Cozăr. În măsura în care această conductă de gaze, Chișinău, deci Iași-Chișinău, este capabilă să ne salveze cât de cât din această criză în care ne găsim. Iar ceea ce a spus domnul Petcov, sigur că este o informație, este cunoscută de mult timp. Apropo, foarte bine, și trebuie să apreciem ceea ce face domnul Petcov. El de mult timp vorbește despre chestiile, este deschis. Problema este că otcaturile sunt acele care mențin acest sistem.
De ce noi deci finanțăm Transnistria? Fiindcă sunt niște șmecheri care sunt cointeresați ca electricitatea să nu vină din Ucraina, să nu vină din România, dar să vină de la Cuciorgan. Pentru că schema acolo lucrează. Și din acest punct de vedere, pe banii noștri, pe contul nostru, pe spatele nostru, da? Acești șmecheri își fac treburile. Trebuie să luăm publicitate, că nu mai e timp. Publicitate și revenim. Da, am revenit, discuții foarte interesante și în pauză la acest subiect. Nu știu, haideți să facem concluzii și în jurul acestui subiect. Domnule Alaiba, noi vom avea cu ce să ne încălzim la iarnă? Sau? Eu cred că... Poate și încă o întrebare. În orice condiții? Adică de negocieri cu Rusia. Noi nu putem schimba felul în care planeta asta se învârte. Și multe lucruri din jurul nostru nu le putem schimba. Dar ceea ce am certitudine este că se depun toate eforturile ca să avem o normalitate. Acum și eu cred că o să se identifice o soluție într-un fel sau altul. Da. Bun. Vreau să continui tot cu dumneavoastră, pentru că ați venit recent cu o propunere interesantă, da, și discutabilă, de a fi comasate a Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și Consiliul Concurenței. Și vreau să începem prin a ne explica nouă și telespectatorilor dacă în afară de Estonia mai există undeva în Europa un astfel de exemplu, când cele două instituții care totuși au atribuții destul de diferite, pentru că în timp ce ANRE se ocupă exclusiv de energetică, Consiliul Concurenței se ocupă de tot ce este pe piață, practic. Mai avem astfel de exemple și de ce ați ajuns la o astfel de propunere? Exemplele eu pot să vi le dau, este și Germania, este și un echivalent în Marea Britanie. Nu-i vorba de exemplu și noi nu vrem copy-paste la un exemplu sau altul, dar aceste exemple ne pot ghida într-o reformă pe care am planificat-o și pe care am lansat-o, de fapt. Acum, motivul din care am decis că este o soluție, e anume asta, că și domnul Slusăr nu o să mă lasă să mint, probabil vă amintiți că chiar ați fost la ședința aceea și n-a fost unica, în care practic stă Consiliul Concurenței pe o parte a mesei și ANRE pe altă parte a mesei în ședință și literalmente arată cu degetul unii spre alții despre unele probleme sau altele. Că asta e competența ANRE, asta e competența Consiliului Concurenței și invers. Și asta nu s-a întâmplat o singură dată, asta s-a întâmplat pe parcursul la ani și ani de zile. Mai mult ca atât, aceste instituții, eu nu văd mare activitate în urma lor. Eu nu văd în urma Consiliului Concurenței, care există într-o formă sau alta din 2007. Asta trebuie să poți să-ți exiști din 2007 și să nu faci nimic. Să nu distrugi niciun monopol, să nu emiți nicio amendă usturătoare. Da, au fost câteva tentative de care s-au înglodat foarte repede. Să nu acționezi dur de tot, pentru că ești un regulator atât de important. Acolo, deci asta e mai ceva ca procuratura pentru economie. Pentru acei jucători de pe piață care îți dărea voință, ei trebuie să teamă mai tare de Consiliul Concurenței decât să teamă de procuratură. Și eu nu cred că exagerez aici. Dacă am avea un regulator într-adevăr cu colți, cu dinți, care mușcă, nu doar... Care... Și în același timp, Andrei, dar problema nu e în oameni până la urmă. Dacă puneam oameni buni și la Consiliul Concurenței... Nu-i vorba de asta. Nu-i vorba de asta. Chiar am studiat mai multe exemple în care asemenea aranjament instituțional funcționează și funcționează bine și funcționează nu de jumate de an, funcționează deja, de exemplu, în Estonia de 13 ani. E un aranjament care s-a demonstrat că e posibil să funcționeze și să funcționeze într-o țară
cu economii comparabile, după, mă rog, PIB-ul e clar lucru, că e două lucruri diferite, dar e o țară mică care nu își poate permite să susțină prea multe instituții, să susțină prea mulți directori și așa mai departe, și care a decis că, iată, un asemenea aranjament este posibil. Și el s-a demonstrat a fi posibil. El a fost discutat și acolo foarte, foarte intens și a fost în contradictoriu și oamenii tot așa spuneau că nu o să fie posibil, că sunt incompatibile și așa mai departe. Dar s-a luat o decizie și s-a mers pe asta și această reformă a fost susținută. Bun, greșelile au fost corectate și așa mai departe. De exemplu, în 2008, tot în această instituție din Estonia a fost aruncat și echivalentul ANRCETE a nostru. Uh-huh. După care s-a decis, totuși nu, separăm, îl luăm într-o parte și lăsăm astea două. Și funcționează. Și un aranjament într-atât de simplu și într-atât de ușor să iau decizii și eficiente, încât eu cred că, și mai ales comparând cu ceea ce avem noi acum, cu o calitate inexistentă a supravegherii și cu o agenție antimonopol care nu funcționează și într-o țară în care monopolurile înfloresc de ani și ani și ani, noi nu prea aveam ce pierde. Noi nu avem ce pierde dacă, domnule Slusar, dacă nu încercăm să schimbăm ați ceva. Ați criticat cumva această inițiativă. Exact. Eu sunt de acord cu concluziile domnului Alaiba, dar nu sunt cu constatările, mai bine zis, dar nu sunt de acord cu propunerile și am numit că mergem la cahul prin Brăceni, din punctul meu de vedere. Eu absolut sunt de acord cu ceea ce ai spus. Depinde de unde ne pornim. Din Chișinău. Dacă din Cernăuți. Ne pornim din Chișinău, nu cred. Că problema era nu în atribuțiile instituționale, problema era în oameni și în perioada aceasta de 30 de ani lipsa voinței politice că să fie regulă. Lăs la o parte chiar aspectul conceptual, dincolo de faptul că este legislația total diferită despre concurență, protejarea concurenței și reglementarea energetică, dincolo de faptul că după asemenea logică trebuie decomasat și cu Banca Națională și cu CNPF și cu NARCT, dacă facem tot reglementarea împreună cu Consiliul Concurenței. Și Guvernul cu Parlamentul. Și sub acest aspect, părerea mea, dacă citim atent legea cu privire la concurență, este legea foarte, foarte bună. 90% acolo e ok. Mai trebuie de adăugat 10% de a extinde niște competențele și atribuțiile Consiliului Concurenței, așa cum este practica în Uniunea Europeană, cu dreptul de a face raiduri inopinate, cu dreptul de a face perchiziții. Și această legislație este normală. Problema că niciodată această legislație nu a fost aplicată. Și ceea ce trebuie acum, dar dincolo de problema conceptuală, această reformă, aceste două instituții, una dintre care este decapitată la moment, și bine că e plecat acest Raducan din 11 august, dar e decapitată, n-are cine să facă amul raportul că pe ultimii 2 ani și eu făcut bandiții ăștia petroliști. Acum ei au justificare că nu au conducere. Un an va dura această reformă. Un an. Și toată această perioadă, iată mâine, benzina e aproape 21 de lei. Mâine motorina deja e 18 lei. Noi, acum, ultimele 3 săptămâni, mai ales după ultimele modificări legislative, asistăm la acorduri de cartel crase din partea petroliștilor zilnic și dacă noi am fi avut Consiliul Concurenței funcțional, fiecare zi trebuia să fie amendat cu sute de milioane. Din punctul nostru de vedere, ce trebuie de făcut la moment? Să nu arătăm ca slăbiciunea cu această reformă, că nu putem face față, adică guvernarea nu poate să facă față la creșterea prețurilor. La Consiliul Concurenței este necesar de identificat persoanele integre, profesioniste, un pic de amendat legislația, de extins atribuțiile și de pus în funcțiune. Dar ANRE, care are cu tot alt domeniu de reglementare, acolo trebuie de aplicat declarația de capturare a statului, că noi cunoaștem cine sunt acolo, e Pavelov, e Plohotniuc, Gimpu și Leantă, de demis această conducere și eu am așteptat că după ce NPF, eu credeam că domnul Alaiba, când ies la conferință de presă, zice că mâine noi avem în plen audierea raportului și demisia acestor domni de la ANRE, care sunt dispeceri la monopoliști. Și după asta de pus acolo
oamenii la fel de competenți, de făcut concursul cum scrie cartea, dar dacă există problemă cu salariile nesimțite, noi am propus în Parlamentul precedent soluția proiectul lui Vasile Anastasie să fie plafonate aceste salariile nesimțite cu câteva salarii maximum pe economie. Da, pe mine, știți într-o ce? Lună, Alex, într-o lună, dacă există voință politică, noi soluționăm această problemă. Da. Ceea ce a propus Dumitru Alaiba, am respect față de această idee, poate în alte condiții merită să fie analizată, dar acum când ăștia, toate piețele sunt monopolizate, în agricultură, în asigurări, pe produsele petroliere, toți se plâng pe aici băieți șmecheri care fac un stat aparte. Dar și în retail, am ajuns în retail, toate rafturile aparte, putem o emisiune să vorbim. Și acum, dacă se pornește această reorganizare, asta e câștigul lor. Băieții nu, Carpov, cu Untilă și cu Creangă pot dormi liniștit în următorul an. Asta nu o să dureze un an în niciun caz și nici jumate. Două luni voi trebuie legislația cardinal diferită. E aproape există. Legislația trebuie să dați. Preocuparea mea este alta totuși. Și noi am văzut un raport al Consiliului Concurenței, acolo lucrurile ultra evidente privind monopolul de pe piață, da, s-au constatat. Din punctul meu de vedere, acolo mai trebuiau făcute și niște raportări și niște comparații, în special pe anul 2020, cum au evoluat prețurile la carburanți în Europa și cum au evoluat la noi, că acolo a fost pur și simplu o crimă la drumul mare, când peste tot se ieftinea dramatic și la noi așa cu țărâita. Dar bun, această nouă instituție, domnule Alaiba, eu am vreo siguranță că va face un raport pe ceea ce s-a întâmplat pe piața petrolieră și îi va amenda drastic pe acești indivizi, dar în special trei companii, că alea, de acolo pornește tot rău. Așa cum s-a întâmplat în România, miliarde, miliarde, miliarde amendați până s-a făcut ordine pe piață. Noi vom avea un astfel de raport și vom ajunge la aceste amenzi sau vom crea o altă instituție care va spune, dar ce a fost? Absolut inacceptabil. Noi nu pornim pe această reformă ca să facem mai rău. Noi pornim ca să facem mai eficient, mai bine, mai profesionist. Eu azi am văzut în comisia noastră, în Comisia Economie, Buget și Finanță, exact de ceea ce spuneți dumneavoastră. Am audiat raportul ANRE. Și noi n-am vrut să facem, știți, show, să creștem temperatura, să aruncăm cu acuzații, că era cam destul de clar tot. Dar eu speram totuși ca raportul să fie puțin mai autocritic, țin mai unde am ieșuat, unde n-am reușit, tot e bine. Minunat. Noi lucrăm, știți... Și luăm câte 80 de mii de lei pe lună. Și experimentat, dumneavoastră. Și eu n-am vrut să intru în polemica asta, dar asta este una din probleme care trebuie rezolvată. Trebuie să avem o instituție care să-și recunoască și eșecurile. Domnul Alaiba, poate uneori este important de intrat în polemici, pentru că eu l-am văzut pe acest cetățean Carpov, acum 2 săptămâni, cred, când a venit acolo, vă dădea lecții, vă spunea cum trebuie de făcut, și nimeni nu l-a întrebat elementar, păi, dar tu ești de 2 ani acolo și ai câte 80 de mii de lei pe lot. De ce 2 ani n-ai făcut nimic? Din ce vii acum și ne povestești că trebuie de făcut? Nu știu de ce se întâmplă asta în comisiile parlamentare, dar, mă rog, domnul Petcov, dumneavoastră, ce părere aveți despre această inițiativă? Da, scurt. Eu despre această inițiativă am o singură părere. Eu vreau să știu din care cauză... Dictatură. Da, în afară de faptul că ați instaurat dictatură de ieri seara, eu vreau să știu din care cauză până acum nu ați îmblat la conducerea, la conducerea NRE-ului. Toată lumea îi cunoaște pe dânsă. Toată lumea îi cunoaște. Băieții, generalul Untilă... Băieții au fost puși de către Plahotniuc la locurile calde. Au fost acoperiți... Alexandru, scuze-mă, direct. Nu pur și simplu au fost puși. Au fost scoși dintr-un loc cald, da. Transferat fiindcă acedat de binevol chestia aceasta. A fost o înțelegere la interior. Sfârșit o legislativă... Da. Și eu pus pe câțiva ani buni... Cu anumite condiții. Cu anumite condiții, făcându-le...
prevederi legislative în favoarea lor ca să nu pot fi ei scoși cumva. În afară de aceasta, ei mai sunt încă și protejați de partenerii de dezvoltare. Ia, apropiați-vă de un tilă. Cum mâine o să vă sună la Banca Mondială și o să vă spună că... Cum adică nu drept? Dar deja au venit și au spus că lasați-i în pace. Nu, deja comunitatea europeană, da, energetică. Deodată. Din cauza că Plahotniuc avea grijă să facă reglementări legale astfel ca să-și acopere persoanele în funcții. Și dumneavoastră trebuie să cunoașteți acest lucru. De întâi să faceți lege, dacă aveți acum peste 60 de mandate, puteți să faceți liber. Despre personal, ca să fie... Dar scurt, că trebuie să articulez așa mai clar. Deci această reformă, evident că o să aibă și consecința de conducere. Consecința de angajare a noilor directori, a noi instituții. Dar asta să fie în timp. Și asta, nu, asta nu, să nu credeți că asta o să dureze prea mult. Două luni, legislația o să amendați. Nu-i drept. Bun. Mai avem foarte puțin. Domnule Țăranu, aveți două minute, mai puțin, un minut chiar, aveți pentru concluzii, analizând tot ce am discutat astăzi, de la procuror și până la, iată, aceste modificări în legislație. Un sfat, sau dacă ați avea să le dați ceva. După umila mea părere, există un pericol pentru PAS. Există pericol ca PAS puțin câte puțin să se prefacă într-o sectă politică. Lupta cu corupția nu ține de atribuțiile unui singur partid politic, chiar dacă acest partid iese la guvernare și chiar dacă acest partid a avut un rezultat fulminant la ultimele alegeri parlamentare. În societate trebuie de creat un front amplu de folosit toate posibilitățile societății pentru a lupta cu corupția. După părerea mea, PAS deocamdată la acest capitol este restanțier. El nu prea este capabil să organizeze acest front comun larg în lupta cu corupția. Asta este una la mână. Și a doua, încă o dată repet, nu poți în mănuși albe să faci o reformă profundă într-un asemenea stat și într-o asemenea societate cum este Republica Moldova. Cu atât mai mult ai nevoie de un concept de reformă foarte bine pus la punct și gândit în toate detaliile sale. Iarăși, mă tem că acest efort nu este pe potriva doar a unui singur partid politic. Trebuie de mobilizat maximal toate resursele societății pentru a atinge acest lucru. Și ultima remarcă pe care vreau să o fac. Cu cât mai mult o să mergem pe calea integrării noastre cu România, inclusiv instituțională, cu atât mai mari șanse vom avea pentru o reformă de succes și în termen rezonabil. Da, vă mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și cu noi și în această seară. Până miercurea viitoare, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi și vaccinați-vă. O seară frumoasă!